Pericolul paralizează centrul țării, în special în zonele înalte, unde a fost cod roșu de vreme rea. În Bucegi, rafalele depășesc 100 de km pe oră, iar stratul de zăpadă are aproape 1,5 metri. Liderul AUR, George Simion, are dosar penal pentru ultraj după ce l-a jignit și l-a luat de ceafă în Parlament pe ministrul energiei. Iar autoritățile confirmă că au ajuns în România primii 100 de militari americani. Vin din Germania și trebuie să pregătească sosirea colegilor lor. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Iarna și-a arătat forța înfricoșătoare, mai ales în zonele de munte, unde a fost cod roșu de vreme rea. În Gorj, Caraș-Severin și Hunedoara, vântul a avut la rafală și 140 de km pe oră, iar viscolul năprasnic a spulberat zăpada pe șosele. Șoferilor le-a fost pur și simplu imposibil să înainteze, iar cei care au făcut imprudența să coboare din mașină nu s-au putut ține pe picioare. Și pe litoral, vijelia a închis porturile și a provocat furtuni de nisip. Aceste imagini au fost surprinse în județul Gorj, la Rânca. Un bărbat încearcă în zadar să înainteze prin viscol. Forța vântului este atât de mare încât bietul om este pur și simplu împins înapoi. Aici, rafalele au avut peste 100 de km pe oră și au făcut prăpăt. Evacuarea unei fetițe de 5 ani la Muntele Mic, condiții de viscol, transport de zăpadă, drum blocat. Trebuie să ajungem neapărat să predăm la ambulanță această micuță, deoarece s-a intoxicat cu clor și are vărsături de aseară. În condiții la fel de rele au lucrat și salvatorii chemați pe Muntele Mic în județul Caraș-Severin. Cea mică era în vacanță cu părinții și a intrat în piscina unei pensiuni. Drumul până la casă a fost însă blocat de zăpadă, așa că ambulanța a oprit la baza muntelui. Cu ajutorul unui snowmobil am trecut de porțiunea critică de drum, de segmentul critic, unde a fost acumulată zăpadă datorită viscolului până la ambulanță, unde am predat echipajului medical de pe ambulanță. Tot la Muntele Mic, un copil care a ieșit cu sania a fost descurajat repede de viscol. Pe Transalpina, între Novaci și stațiunea Rânca, vântul a bătut dimineață cu peste 130 de km pe oră. Din cauza vizibilității reduse, cu greu îți dădeai seama unde se termină drumul și unde începe cerul. Pe timpul nopții, Transalpina a fost închisă. Prima coloană de mașini care a fost blocată la baza stațiunii s-a pus în mișcare în urmă câteva clipe, dar vântul suflă cu atât de multă putere încât este imposibil să poți să mergi pe jos pentru a ajunge până la mașini în condiții normale. Ai închis drumul. Încercăm să menținem o cale de comunicare cu stațiunea Rânca pentru că avem turiști în stațiune, dar greu de tot, greu facem față. Deja, în loc să scadă viteza, vântului a crescut mai mult. Se simte vântul inclusiv la mașina asta mare. Inclusiv, ne leagă-ne și în mașină. În munții Bucegi, la vârful Omu, ninge de aseară. Rafalele de vânt depășesc 100 de km pe oră. Stratul de zăpadă are aproape 1,5 metri, iar termometrele indică minus 15 grade. Ninge viscolit și la Babele, unde meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu. Orașul Cavnic, aflat la poalele munților Gutâi, este îngropat în zăpadă. În unele locuri, abia se mai văd acoperișurile caselor. În tot acest timp, pe mare este furtună. Porturile maritime și-au suspendat activitatea, iar navele care se află în rada exterioară au fost avertizate să își ia măsuri de siguranță. Este furtună de nisip pe plaja din stațiunea Mamaia. Rafalele puternice de vânt au distrus mare parte din construcțiile provizorii de aici și de pe plajă. Sunt nori mari de nisip. Vizibilitatea este redusă abia dacă poți face câțiva metri pe plajă. Vântul suflă la rafală cu 70-80 de km pe oră, iar în larg a ridicat valuri de 4-5 metri înălțime. Vântul puternic a făcut stricăciuni și în Galați. Fragmentele de polistiren și tencuială desprinse dintr-un bloc au zburat de la peste 20 de metri înălțime. Iclor Pintilie este pe faleza cazinoului din Constanța și ne vorbește despre vremea rea care a lovit și sudul țării. Bună seara, Iclor!
Bună seara, Andreea, bun găsită tuturor! Potrivit meteorologilor, episodul de vreme rea va mai dura încă o oră. Asta în cazul în care avertizarea nu va fi prelungită. La mare, astăzi a fost vânt puternic, a suflat în rafale destul de puternice, de altfel și la această oră suflă destul de tare. Se vede pe prelata de protecție a cazinoului din Constanța, care este pur și simplu spulberată. Tot astăzi, autoritățile maritime au lansat și avertizări către toate navele care se află în rada exterioară a portului Constanța. L-au avertizat să-și dubleze legăturile acolo și să ia măsuri de siguranță. Din fericire, până în această oră, nu s-a înregistrat niciun incident de navigație. Acestea au fost informațiile de la malul mării. La revedere! Mulțumesc, Ignur. Scandalul din Parlamentul României este anchetat de Parchetul General. Pe numele liderului AUR, George Simion, care l-a jignit și bruscat pe ministrul energiei, a fost deschis dosar penal pentru ultraj. Acum parlamentarii vor să modifice regulamentul pentru a-i sancționa direct pe aleșii violenți. Domnule președinte, pot să spun domnului Simion să se ducă la domnul Putin să ieftinească gazul? Că văd că pe domnul Simion îl frământă alte lucruri. Domnule Simion, am rugămintea la... Domnule Simion, luați mâna! Luați mâna de pe domnul... Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Domnule ministru, opriți-vă puțin. Am rugămintea la liderii de grup să vină până la mine. Domnule Simion, luați mâna de pe domnul ministru. Ești un prost. După aceste vorbe și chiar gesturi la limita agresivității, deputatul AUR George Simion s-a ales cu dosar penal pentru ultraj și tulburarea ordinii publice. Nu doar că și-a jignit colegul de parlament, pe ministrul Virgil Popescu, ci l-a și luat de ceafă, apropiindu-se la doar câțiva centimetri de fața lui. Să vină până la mine. Domnule Simion, luați mâna de pe domnul ministru! Mă bucur că am avut stăpânire de sine și nu am dat curs provocării. I-ați spus prost? Haideți să vorbim de alte lucruri. I-am făcut așa. Dacă în vreun fel asta este ultraj, eu nu am lovit pe nimeni. Eu sunt mai familiar așa cu oamenii. El spunea hai dă și bine că nu am dat. La nicio zi de la acest incident, George Simion a mai avut o ieșire în plen, de data aceasta față de liderul deputaților socialdemocrați. Domnul Simonis, iar sunteți violent. Păi tu iei parlamentari la bătaie și eu sunt violent. Tu ești cu circoteca, tu ești cu... Pentru astfel de scene, parlamentarii pot primi un avertisment scris, retragerea cuvântului, tăierea indemnizației sau chiar îndepărtarea din sala de plen. Măsuri insuficiente, spun unii dintre politicieni. Tocmai de aceea, liderii grupurilor parlamentare lucrează la modificarea regulamentului. Aleșii care devin violenți ar putea să rămână fără jumătate din indemnizație, să nu mai aibă voie să ia cuvântul în plen, nici ei, nici membrii grupului din care fac parte, sau chiar pot să fie scoși cu forța din sala de plen. Când le-i lași liber așa pe astfel de oameni, ei vor fi din ce în ce mai agresivi. Prima dată o sancțiune, a doua oră să vină jandarmii să-l scoată. Este inadmisibil când se adresează cineva la microfon să fie bruscat sau ceea ce s-a întâmplat ieri a fost o excepție. Nu este prima dată când au loc altercații în Parlamentul României. În vară, senatorul neafiliat, Diana Șoșoacă, aproape că i-a smuls masca de pe fața unui senator USR. Iar în toamnă, fostul ministru al digitalizării, Florin Roman, a fost dat la o parte cu forța de la prezidiul Camerei Deputaților. O depășire iresponsabilă făcută pe un drum din județul Buzău s-a încheiat dramatic. Imaginile surprinse de o cameră de bord cu momentul unui accident frontal arată că este aproape imposibil de evitat impactul atunci când nu există vizibilitate, iar celălalt șofer nu respectă regulile din trafic. Doi tineri care circulau regulamentar s-au trezit cu un autoturism în față și nu au apucat să reacționeze. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Bine că ai scăpat ușor. Bine că n-a ajuns nimic. Bă, nebunule, bă! Acesta este momentul în care o mașină a apărut în fața celor doi tineri. Se văd autoturismele care circulă regulamentar pe contrasens și brusc o pereche de faruri chiar în fața lor. Gabriel, de 23 de ani, se afla la volan, iar iubita lui, Georgiana, de 20 de ani, era pe scaunul din dreapta. Accidentul s-a petrecut pe DN10 la ieșirea din Nehoiu spre Brașov, într-o curbă. Mașina care venea dinspre Brașov, condusă de un tânăr de 24 de ani, a depășit un alt autoturism, apoi a rămas pe contrasens. Gabriel nu a mai apucat să frâneze. Nu te mișca, iubita, nu te mișca! Vă răsunați la ambulanță! O doare spatele rău! Tânărul a reușit să iasă din automobilul avariat și să ceară ajutor. Printre șoferii care erau în acel moment în trafic a fost și un medic. Am ieșit afară din mașină, i-am desfăcut centura, am lăsat-o nemișcată, neștiind ce se întâmplă cu ea. Am avut noroc că în trafic a fost un participant care era de profesie doctor, a organizat toată situația de salvare.
În timp ce medicul îi acorda primul ajutor iubitei sale, tânărul a mers să îl ajute pe celălalt șofer care era pe contrasens. Nu știu dacă tu mori, dar trimite pe data ambulanță, un medic, vă repet. Șoferul care a provocat accidentul este cercetat. Toți cei trei tineri implicați în accident au fost răniți, dar au stat doar o noapte în spital. Ambele autoturisme sunt distruse, iar pagubele vor fi suportate de șoferul de 24 de ani. Dacă vă doriți o mașină nouă, de astăzi puteți să vă depuneți dosarele pentru programele finanțate de stat. Câți bani puteți să obțineți prin Rabla și Rabla Plus și în ce condiții, vă spunem imediat. Vladimir Putin mi-a dat asigurări că tensiunile nu vor escalada. Este dezvăluirea lui Emmanuel Macron după întâlnirea cu Vladimir Putin. Chiar dacă liderul rus a dat de înțeles că s-ar fi înregistrat unele progrese, comentatorii sunt descurajați de atitudinea sa provocatoare și disprețuitoare. Putin a avertizat că întreaga Europa ar fi atrasă într-un conflict dacă Ucraina va intra în NATO. Și nu vor fi câștigători, a ținut să sublinieze el. Pe de altă parte, la summitul americano-german, unitatea afișată de occidentali în fața amenințării ruse s-a împiedicat din nou de controversata chestiunea gazoductului Nord Stream. Sfidător, Vladimir Putin a rezumat relațiile cu Ucraina apelând la un vers dintr-un cântec obscen rus, ce face aluzie la violuri. Nu нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. Emmanuel Macron a intrat în bârlogul ursului și e clar că a fost sfârtecat. Cei de la Politico sancționează nemilos eșecul lui Macron de a răspunde la declarațiile provocatoare ale lui Putin. Gesticulând disprețuitor, liderul rus a declarat că peninsula Crimeea este a Rusiei pentru totdeauna, ori că Revoluția Maidan din Ucraina din 2014 a fost o lovitură de stat. Putin a invocat bombardamentele NATO din Serbia, Afganistan, Siria și Libia ca dovadă, în opinia lui, că alianța nu este una defensivă. La toate acestea, Macron nu a avut practic nicio ripostă. Premier element, c'est la nécessité de travailler très rapidement pour éviter toute escalade. Des garanties concrètes de sécurité pour les États membres de l'Union européenne, pour les États de la région, l'Ukraine, la Géorgie, la Biélorussie et pour la Russie, c'est exactement l'ambition que nous devons poursuivre. Возможными для того, чтобы положить их в основу дальнейших наших совместных шагов, ну, посмотрим, как пройдет встреча господина президента в Киеве. Мы договорились, что после... Macron și Putin au venit în fața ziariștilor la miezul nopții, ora Moscovei, după aproape 6 ore de discuții și un dineu la care au mâncat carne de ren cu mure și cartofi dulci. Putin a avertizat Europa că ar putea fi atrasă într-un conflict major. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Мы понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите? Хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Ну ведь так оно и будет. И я не хочу. Поэтому здесь и находится, и мучает меня 6 часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Astăzi Macron s-a deplasat la Kiev ca să transmită autorităților ucrainene poziția și cerințele Kremlinului. Ulterior, președintele francez îl va suna din nou pe Putin ca să-i raporteze reacția Kievului. I don't know that he's even made up. I don't know that he knows what he's going to do. I have been very, very straightforward and blunt with President Putin. We will impose the most severe sanctions that have ever been imposed, economic sanctions. A fost într-adevăr o zi a diplomației transcontinentale. La Casa Albă, Joe Biden l-a primit pe noul cancelar al Germaniei. În pofida tuturor insistențelor, Olaf Scholz a rămas evaziv în privința gazoductului Nord Stream 2, care ar dubla exporturile de gaz rusesc în Germania. Scholz nici măcar nu a numit proiectul. We will be united. We will act together. Olaf Scholz mai că și-a dat ochii peste cap când încă un reporter a reformulat întrebarea. Will you commit today to turning off and pulling the plug on Nord Stream 2? You didn't mention it, you haven't mentioned it. As I already said, we are acting together. We are absolutely united and we will not taking different steps. În schimb, Biden a declarat tranșant. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Între timp, Pentagonul a confirmat că Rusia continuă să adauge forțe militare în dispozitiv. Just over the course of the weekend, we saw Mr. Putin
add to his force capability along that border with Ukraine and in Belarus. De asemenea, încă 3 nave rusești din flota Nordului au ajuns în Marea Mediterană pentru cele mai ample manevre navale ale Rusiei după prăbușirea Uniunii Sovietice. Separat, rușii derulează manevre în mările Nordului, Ohotsk, în Oceanul Pacific și în partea de nord-est a Atlanticului. Participă în total peste 140 de nave și aproximativ 10.000 de militari. Pe de altă parte, CNN citează interceptări americane ale comunicațiilor ruse, potrivit cărora unii responsabili ai armatei ruse nu înțeleg care este planul lui Putin și au dat glas îngrijorării că o invazie a Ucrainei ar fi costisitoare și mult mai dificilă decât anticipează Kremlinul. La noi în țară au venit americanii, militarii americani. Anunțul a fost făcut chiar de ministrul apărării Vasile Dâncu. O parte din regimentul 2 Cavaleria Armatei Americane a sosit în România, mai precis 100 de specialiști. Aceștia pregătesc mutarea din Germania în țara noastră a 1000 de soldați cu vehicule blindate. Măsura a fost anunțată de Pentagon în urmă cu câteva zile, în contextul în care Rusia a amasat trupe la granița cu Ucraina. Americanii au sosit, ca să spunem așa, ca un fel de titlu pe care dumneavoastră îl căutați întotdeauna mai scurt. Au venit deja pentru pregătiri peste 100 de soldați americani, specialiști, care pregătesc această încartiruire viitoare a trupelor. În iulie 2017, aceiași militari ai Cavaleriei Mecanizate Stryker au participat în România la un amplu exercițiu cu peste 200 de blindate, iar timp de mai multe zile au organizat și expoziții în 6 orașe din țară. De data aceasta vor sosi mult mai mulți după ce bazele vor fi pregătite. Ministrul a precizat unde ar putea fi găzduiți temporar aceștia. Suntem pregătiți de mult timp, sunt și publice locuri unde există baze. Cei 900 de militari americani, de exemplu, care există, sunt de la Mihail Kogălnicianu sau Câmpia Turzii sau alte locuri. Deci există mai multe locuri în care pot fi încartiruiți soldați americani sau soldați din zona multinațională. Partea aceasta de măsuri asiguratorii care sunt rezultatul parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii, cu statutul de membru al Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene, se completează foarte bine cu măsurile economice și cu investițiile pe care oamenii de afaceri americani vor să le facă în România. Ministerul Apărării Naționale a confirmat că poartă discuții avansate și cu experți militari francezi, după ce președintele Emmanuel Macron a anunțat că țara sa este gata să disloce și ea temporar trupe în România. Potrivit planurilor NATO, alți 2000 de militari americani vor ajunge luna aceasta în Polonia și Germania, iar dacă va fi cazul, forțele pot fi suplimentate în orice moment, inclusiv în România. Cine vrea o mașină nouă, de astăzi își poate depune dosarul pentru programele Rabla și Rabla Plus. Anul acesta se pot casa 2 vehicule, la care se adaugă și bonusuri dacă sunt mai vechi de 15 ani. Pe de altă parte, trebuie să vă înarmați cu răbdare. Producătorii de autoturisme au încă probleme din cauza crizei de chipuri, așa că livrarea unei mașini noi poate să dureze și un an. Rabla Classic începe cu o noutate în acest an. Pot fi casate 2 mașini care au fost înmatriculate de cel puțin 6 ani în România. Bonusul pentru prima este mai mic, 6.000 de lei, la care se adaugă încă 1.500 dacă mașina este mai veche de 15 ani și cu o normă de poluare de cel mult Euro 3. Pentru a doua mașină, prima de casare este de 3.000 de lei. Cu alte cuvinte, suma maximă acordată poate ajunge la 12.000 de lei. La această sumă se adaugă și alte bonusuri acordate în funcție de mașina nouă cumpărată. De exemplu, pentru un autoturism hibrid se adaugă încă 4.500 de lei și ajungem la un total de 16.500 de lei. Pentru o mașină electrică este obligatorie de anul acesta casarea uneia vechi. Dacă duceți 2 mașini mai vechi de 15 ani, suma maximă acordată ajunge la 57.000 de lei. Ministerul Mediului a pus pe hârtie o strategie pe 3 ani pentru a crește numărul mașinilor care nu poluează pe străzi. Dacă acum sunt în jur de 12.000 de autoturisme electrice, în 2025 ar trebui să fie peste 65.000, adică aproximativ 7% din parcul auto. Momentan avem doar 800 de stații de încărcare, dar sunt deja programe de finanțare pentru alte câteva mii. Vorbim de 3 tipuri de stații, stații de putere mare, cele de 50 de kW, mai mult pentru punctele unde petrec câteva ore, mă duc la cinema, la teatru, și stațiile de putere mică e mai mult pentru la noaptea. Noi în următoarele 2-3 ani putea să ajungem să avem undeva pe la 10.000 de stații cu putere mijlocie, adică 50 de kW, și probabil încă 8-10.000 de stații cu putere mică. Pe de altă parte, cei care comandă mașini acum mai au de așteptat. Toți producătorii au probleme cu livrările.
Întârziere există, perspective ca situația să se normalizeze în următoarele 6 luni sunt foarte limitate. Principala cauză este criza semiconductorilor, dar situația pandemică generează întârzieri spontane, există probleme de transport. Și anul acesta au fost incluse în programul Rabla motocicletele și scuterele. Voucherele pot ajunge până la 9.000 de lei, iar ecotichetul pentru cele electrice poate fi și de 26.000 de lei. După 2 ani de pandemie apare o rază de speranță. Pe de o parte sunt șanse să ne aflăm în vârful valului 5 și de acum să asistăm la o scădere a numărului de infectări, iar pe de altă parte sunt șanse ca România să fie atins imunitatea de turmă. Din păcate încă mai avem de trecut peste zile grele cum a fost și cea de astăzi când s-au înregistrat 193 de decese. Între cei care s-au prăpădit se află și un tânăr de 25 de ani din Constanța. Capitala a atins cea mai mare rată de răspândire de la începutul pandemiei, 34,29 de cazuri la 1000 de locuitori. Județele Cluj și Timiș sunt aproape și ele cu 30 de cazuri la 1000 de locuitori. În toată țara, peste 36.000 de persoane au aflat numai în ultimele 24 de ore că s-au infectat cu SARS-CoV-2. La ATI sunt 1123 de pacienți, însă pentru 193 de familii a venit vestea cea neagră. Doctorii cred că cele mai grave forme ale infecției sunt provocate și în acest val de varianta Delta. Din fericire, studiile arată că nu mai este atât de răspândită. Varianta Delta este din ce în ce mai rar întâlnită în momentul de față. Cred că vorbim în peste 90% din cazuri de varianta Omicron și datele de secvențiere de la Institutul de Sănătate Publică confirmă acest lucru. Într-adevăr, vorbim de probe preselectate care sunt trimise la secvențiere, dar în ceea ce privește transmiterea comunitară și dominanța variantei Omicron, lucrurile sunt cât se poate de evidente, pentru că explică această creștere a numărului de cazuri și timpul scurt de dublare. De altfel, nici în cele 94 de probe secvențiate în laboratorul MedLife în ultima săptămână nu a fost depistat niciun caz de Delta. Raportul prezentat arată că în primăvară am putea ieși din valul 5. Mai mulți specialiști de aici sunt de părere că, dat fiind numărul mare de îmbolnăviri din ultima jumătate de an, sunt șanse ca România să fie atins imunitatea de turmă. Că am ajuns în vârful valului 5 arată și un studiu al Facultății de Științe Economice și Gestionarea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, care analizează situația pandemică la nivelul țării. Conform acestuia, în cursul acestei săptămâni va începe o stagnare sau chiar o ușoară scădere a numărului de cazuri noi pe zi. Între timp, mii de oameni cu infecția COVID merg în centrele de evaluare. Această femeie a venit la medic împreună cu fiul ei de 18 ani. Amândoi s-au infectat cu SARS-CoV-2 în urmă cu o săptămână. Am venit să facem evaluare. Ați mai fost la medic până acum să vă evalueze? Nu. Nu, că n-am avut probleme până acum. În centrul de evaluare, oamenilor li se recoltează analizele de sânge care merg să fie prelucrate în laborator. Li se face o radiografie pulmonară sau un computer tomograf după caz și un EKG pentru a verifica starea inimii. Este o categorie copiii pe care nu-i putem evalua. Și situațiile în care vin copii, ce faceți? Unde îi îndrumați? Eu i-am îndrumat către camerele de gardă ale spitalelor de urgență de pediatrie, posibil la spitalele de boli infecțioase unde au și secții de copii, să fie evaluați și probabil și să primească tratamentul specific. 217 centre de evaluare COVID funcționează în toată țara, însă niciunul nu este dedicat copiilor. După modelul companiilor private, Poșta Română vrea să înființeze mii de easy box-uri astfel încât oamenii să-și ridice mai ușor coletele. Revenim cu explicații în câteva momente. O văduvă din București care a încercat să-și refacă viața a plătit amarnic pentru naivitatea de care a dat dovadă, deși era trecută de 50 de ani. Cel care i-a promis un viitor de vis a lăsat-o fără aproape 300.000 de euro. Individul pretindea că este spion și are afaceri de milioane în Italia. În realitate a dispărut cu banii împrumutați de femeie. Suspectul a fost identificat astăzi, chiar de ziua victimei. Pur și simplu sunt la pământ. Mi-a distrus viața, relația pe care o am cu copiii, cu prietenii, cu familia. Femeia care tocmai a împlinit 54 de ani povestește că l-a cunoscut pe bărbat pe un site dedicat celor care își doresc o nouă relație. După o întâlnire de poveste în care bărbatul trecut de prima tinerețe a plimbat-o cu un Jaguar și a invitat-o în ceea ce părea vila lui de lângă București, a convins-o că are intenții onorabile. Femeia sperea să-și refacă viața după ce rămăsese văduvă cu 2 copii. Totdeauna mi-a spus exact ce vroiam să aud, probabil, că ne dorim o familie amândoi. Mi-a cerut bani să-l ajut doar pentru o perioadă scurtă de timp, 2-3 săptămâni,
L-am ajutat, numai că după aceea au venit tăvălug restul problemelor pe care le avea și singura soluție ca să pot recupera bani era să-l ajut în continuare. Vreme de 2 ani, bărbatul care îi spunea că lucrează într-un serviciu secret românesc, dar și că este urmărit de fiscul din Italia, unde ar avea o firmă paravan, a reușit să o convingă să îi împrumute diferite sume de bani. Pretindea că îl vor ajuta să scape de probleme și astfel își va debloca milioanele de euro. Femeia mărturisește că pretinsul iubitii cerea să-i plătească tranșele de bani câte 10.000 de euro, mai ales în terminalul aeroportului internațional Otopeni, sub pretextul că este pe fugă și trebuie să se întoarcă în mare grabă în Italia. Realitate, crede acum victima, individul nu urmărea altceva decât ca întreaga tranzacție să se desfășoare cu rapiditate și practic să nu-i mai dea niciun răgaz ca să se răzgândească. Femeia a realizat târziu că povestea ei de dragoste este o înșelăciune în toată regula, iar în momentul în care i-a cerut banii înapoi, în total 280.000 de euro, bărbatul nu i-a mai răspuns și a dispărut fără urmă, așa că a alertat poliția. Am făcut credite la bănci, la IFN-uri și după ce n-am mai reușit să mai fac rost de astfel de credite, am apelat la prieteni. La un moment dat, scrie victima în plângerea sa penală, individul ar fi cerut cardul de credit și ar fi făcut numai puțin de 7 retrageri din bancomate, în total peste 300.000 de lei. În încercarea de a da de urma individului care ar fi păcălit-o cu mai bine de un sfert de milion de euro, victima le-a pus la dispoziția anchetatorilor informații prețioase, dar și dovezi, inclusiv fotografiile suspectului, dar și numerele de telefon pe care acesta le-a folosit în timpul conversațiilor amoroase. Din păcate, cu toate că el a fost identificat, până la acest moment nu a fost chemat la audieri. Femeia este disperată și se teme că nu va recupera niciodată sumele pe care i le-a împrumutat bărbatului. Astfel este aproape sigură că își va pierde locuința și va ajunge pe drumuri. După ce au încătușat un bărbat suspectat că și-a batdogorit fica, anchetatorii din Satu Mare merg pe două planuri. Au o bănuială că același individ ar putea avea legătură și cu uciderea unei actrițe în urmă cu 8 ani. Deocamdată așteaptă să vadă dacă probele ADN care au fost recoltate se potrivesc cu cele prelevate de la locul crimei. Teodora Suciu are toate datele. Bună seara, Teodora! Bună seara, Andreea, bun găsit, doamnelor și domnilor. Gabriela Dorgai, actriță la Teatrul de Nord din Satu Mare, a fost violată și ucisă cu o violență ieșită din comun în toamna anului 2014 pe malul râului Someș. Încă de atunci, anchetatorii au construit un portret robot pe baza informațiilor obținute de la martori, însă cazul a rămas nerezolvat. Acum, procurorii ar putea avea o nouă pistă, după ce un bărbat din Satu Mare a fost reținut, iar ulterior arestat preventiv, după ce fiica sa a povestit că acesta ar fi batjocorit-o de zeci de ori. Procurorii spun că anumite date din anchetă ar putea să lege de dosar, însă deocamdată așteaptă rezultatul probei ADN. Bărbatul locuiește la 30 de kilometri de Satu Mare, iar la scurt timp după ce actrița a fost ucisă, individul care lucra ca agent de pază în oraș și-a dat demisia și a plecat la muncă în străinătate. La finalul anului trecut s-ar fi întors în țară, iar de atunci și-ar fi agresat fica. În dosarul crimei au fost audiate în ultimii ani peste 300 de persoane și au fost prelevate peste 100 de probe ADN, însă criminalul nu a fost găsit. Acestea au fost informații. La revedere! Mulțumesc, Teodora! Un bărbat și nepoata lui au murit înnecați după ce mașina în care se aflau a derapat și a plonjat într-un lac adânc de peste 8 metri din județul Suceava. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul mortal s-a petrecut în această după-amiază. În mașină erau bărbatul de 75 de ani și nepoata acestuia de 20. Într-o curbă pe un drum comunal aflat în reparații, șoferul a pierdut controlul volanului. Mașina a derapat și a zburat într-un lac de acumulare. Martori la accident, șoferii aflați în mașinile din spate, au oprit și au sunat la 112. În acest timp, vehiculul a dispărut sub poșghița de gheață. Pompierii ajutați de un scafandru au reușit după o oră să extragă trupurile celor doi din apă. Militarii spun că geamul din dreptul șoferului era spart, semn că victimele au încercat cu disperare să se salveze. Poșta Română vrea să-și modernizeze sistemul de livrări pentru ca oamenii să nu mai stea la cozi interminabile. Reprezentanții instituției au anunțat că vor să amplaseze până la finalul anului 3.000 de puncte de ridicare de colete în stradă și în oficii. Sunt așa numitele Easy Box-uri, cutii în care se livrează coletele comandate online, pe care companiile private le folosesc de ani de zile. Cele 3.000 de dulapuri pentru livrări de colete urmează să fie amplasate în sediile poștei și pe trotoare în marile localități din țară. După sosirea coletului, clientul introduce un cod primit pe telefon. Unul dintre sertare se va deschide, iar coletul poate fi ridicat. În prezent sunt sute de magazine online care își livrează prin poștă produsele. Existența acestor cutii poștale i-ar scuti pe cumpărătorii să mai stea să aștepte la cozi la ghișeu. Noi avem cam 2.000 de locații unde am putea să le amplasăm. Probabil că o să amplasăm în jur de 1.000 în locațiile noastre.
Avantajul este că temperatura va fi controlată. Asta se pretează pentru pachetele cu valoare ridicată, vorbind de telefoane, de laptopuri sau de produse cosmetice. În țară există în acest moment aproape 2500 de easyboxuri. Cererea este mare și sunt zile în care livratorii găsesc cu greu un loc pentru pachete. Firmele de livrări vor să extindă acest sistem inclusiv în orașele mai mici și în comune. Am intrat în orașe din toate județele țării. În total vorbim despre un număr de 187 de localități în care am instalat easyboxuri în 2021. 20% dintre easyboxuri sunt în orașele mici și în localitățile din zonele metropolitane. Vom continua extinderea rețelei și ne propunem să atingem 4500 de unități în următorul an financiar. În ultimii doi ani, sectorul de cumpărături online a explodat. Anul trecut, de pildă, aproape jumătate dintre românii care folosesc internetul au făcut cumpărături astfel. Vorbim de peste 6 milioane de oameni. Suntem totuși în urmă față de alte țări din Uniunea Europeană, unde media trece de 70%. Cel mai des anul trecut, oamenii au cumpărat haine, obiecte de mobilier, decorațiuni și electronice. Copiii sunt tot mai vulnerabili în fața pericolelor de pe internet, iar când nu sunt ghidați de un adult, riscă să devină ținte pentru agresori. Din păcate, anul trecut, un minor din trei a primit cel puțin un mesaj vulgar din partea unui necunoscut. Deocamdată, autoritățile promit că vor dota poliția cu un sistem informatic care să ajute la prinderea prădătorilor din online. Fiica acestei femei din județul Iași a primit anul trecut mai multe mesaje vulgare de la persoane necunoscute. Mesaje, amenințări, imagini. I-am zis să nu răspundă și să nu vorbească vulgar. Dar acele persoane vorbeau vulgar? Da, vorbeau. Unul din trei copii a primit anul trecut pe internet mesaje indecente, iar alți 20% povestesc că au fost abordați de persoane necunoscute care le-au cerut imagini compromițătoare cu ei. Este realitatea care s-a acutizat mai ales în timpul pandemiei. Din păcate, speriați și rușinați, mare parte din copii ascund ce li se întâmplă și doar 10% povestesc unui adult prin ce au trecut. În momentul în care primesc aceste mesaje, puțin dintre copii au o reacție. Principalul mod de acțiune este să șteargă toate mesajele de la acea persoană. Date îngrijorătoare plasează țara noastră alături de alte state din estul Europei în rândul principalelor surse pentru prădătorii sexuali. Este și motivul pentru care în următoarele luni Poliția Națională va fi dotată cu un sistem performant de criminalistică informatică. Le va da posibilitatea să identifice prădătorii sexuali online și acelor care distribuie materiale de pornografie video sau de tip fotografie. Până atunci, părinții sunt cei care își pot ghida copiii în lumea internetului. Vestea bună este că mai toate sistemele de operare vin cu aplicații prin intermediul cărora adulții pot supraveghea activitatea copiilor în online. Pot să aleg ce aplicații poate să folosească tot timpul și ce aplicații nu poate să folosească în afara orelor de restricție. Atenție însă, aceste aplicații sunt benefice până într-un punct. Limitarea și chiar restricționarea accesului la internet nu sunt soluții pe termen lung. Un copil căruia îi se taie accesul la internet va ajunge să fie un inadaptat, nu doar un inadaptat social, ci și un inadaptat când vine vorba despre intrarea în câmpul muncii. Mai bine o relație deschisă cu copilul decât una de restricții. Vârsta medie la care copiii din România încep să intre pe internet este de 8 ani. Facturile uriașe pentru gaze și electricitate pun în pericol activitatea din teatre și muzee. Managerii spun că sunt nevoiți să plătească pentru utilități și de 10 ori mai mult decât anul trecut, iar din această cauză nu mai au fonduri pentru producții noi și colaborări. Totul în condițiile în care pandemia a redus activitatea, iar banii din vânzarea de bilete sunt puțini. La Castelul Peleș din Sinaia, factura la gaze depășește pentru luna ianuarie 160.000 de lei, adică 32.000 de euro. Este dublă față de luna decembrie. Centrala Castelului funcționează 16 ore pe zi pentru a menține temperatura constantă în cele 162 de încăperi. Așteptăm să vedem care este nivelul de compensare, care este nivelul de plafonare a prețurilor, o recalculare a facturii la o altă valoare. Și la Castelul Bran a venit o factură de 64.000 de lei pentru ultima lună și este de 4 ori mai mare față de cea de anul trecut. Încasările nu, nici măcar la nivel de 2019, încasările nu reușeau să acopere cheltuielile. La fel stau lucrurile peste tot în țară, iar unele instituții culturale pentru a face față cheltuielilor au redus programul de vizitare și au oprit încălzirea în birouri. În anumite locuri, însă, căldura nu poate fi oprită pentru că exponatele s-ar deteriora.
presupunem că aș închide, prin absurd să spunem, aș închide complet instituția. Aș trimite tot personalul acasă și în acele condiții ar trebui să am niște cheltuieli pentru menținerea starei de funcționare a depozitelor muzeului, care au nevoie de o temperatură constantă. Situația este la fel de rea și în teatre. Teatrul Național din București are de plătit de 10 ori mai mult pentru gaze față de anul trecut, iar conducerea de la Notara a cerut Primăriei Capitalei să suplimenteze bugetul. Pentru moment nu există bani pentru proiecte și spectacole noi. Să îi capacităm pe cei din Consiliul General să analizăm încă o dată aceste cifre și să încercăm să obținem măcar niște bani pentru utilități până la sfârșitul anului, pentru că altfel vom stinge lumina și vom închide teatru. Chiar dacă facturile la utilități au crescut în ultima perioadă, este aproape imposibil să fie făcute economii. La teatru, de exemplu, actorii vin în fiecare zi să repete, ceea ce înseamnă că în sălile de spectacol trebuie să fie lumină și căldură. Pe de altă parte, se joacă doar la 30% din capacitate, iar multe spectacole sunt anulate după ce actorii se îmbolnăvesc de coronavirus. Ministrul Culturii susține că din februarie toate instituțiile din subordine vor beneficia de plafonare și promite pentru sectorul independent un sprijin de aproape 150 de milioane de lei. Românii continuă să forțeze granițele Statelor Unite. Potrivit autorităților americane, numai în ultima lună anului trecut, aproape 500 de conaționali au fost prinși în timp ce încercau să intre ilegal pe tărâmul Făgăduinței, majoritatea venind din Mexic. Din această cauză, autoritățile mexicane refuză intrarea în țară a multor turiști români. Potrivit celor mai recente statistici ale autorităților americane, în decembrie anul trecut, ultima lună pentru care au fost centralizate datele, 471 de cetățeni români au fost prinși încercând să intre ilegal în Statele Unite. Cei mai mulți prin sud, venind dinspre Mexic. Se observă o creștere substanțială față de luna precedentă, dar și față de luna decembrie a anului anterior, când au fost prinși 272 de migranți din România. În acest ritm ar putea să fie depășit recordul de anul trecut din luna mai, când 1300 de cetățeni români au fost depistați la frontiera mexicano-americană. Potrivit relatărilor de la fața locului, cei mai mulți dintre românii care încearcă să pătrundă ilegal în Statele Unite sunt cetățeni de etnie romă, care profită de faptul că pot călători în Mexic fără viză. Recent, un individ chiar se lăuda pe contul de TikTok cum trece ilegal frontiera cu un grup de migranți. În imagini se văd mai multe persoane care merg în șir indian și chiar transportă bărci gonflabile cu care traversează apoi fluviul către Statele Unite, totul pe ritmuri de manele. O investigație realizată de jurnaliștii de la Rise Project a scos la iveală faptul că această nouă rută de migrație pentru români ar fi fost dezvoltată de către Florian Tudor, zis Rechinul. Acesta ar fi acționat pe Riviera Maya. Tot el este acuzat și de fraude cu carduri clonate și spălare de bani. Rechinul este în prezent după gratii în Mexic, iar autoritățile noastre au cerut extrădarea sa până acum fără succes. Fenomenul are efecte negative asupra turiștilor care chiar vor să viziteze Mexicul. Astfel, la exact un an de când peste 100 de români au fost reținuți în aeroportul din Cancun și apoi trimiși în țară fără explicații, istoria se repetă. A pățit-o Emil Oprișa. Bărbatul trăiește și muncește în Spania. Ne-a urcat la un etaj superior, un aeroport, și apoi când am ajuns într-o mică antecameră, ne-a spus să ne lăsăm bagajele din nou, să ne scoatem șireturile de la papuci, să dăm jos haine în afară de tricou și pantaloni și au deschis ușa către o cameră de detenție. Cât am fost ținuți acolo, sincer tratați, ca și niște criminali. Mie nu mi-a dat apă și mâncare, nu mi-au spus absolut nimic. Mi-au spus doar că nu va fi permisă intrarea în Mexic. Oficial, românii pot călători nestingheriți în Mexic câtă vreme la intrarea în această țară prezintă rezervări tipărite pentru cazare și zborul de întoarcere. Importantă este și o dovadă că au resurse financiare pe durata șederii în țară, sub formă de bani cash sau extrase de cont. A sosit momentul mult așteptat de fanii festivalului Antold, ajuns la a șaptea ediție. Organizatorii au anunțat primele nume care vor concerta în acest an. DJ-ul numărul 1, David Guetta, se întoarce pe scena principală alături de alți artiști cunoscuți. Unii dintre ei vin pentru prima dată în România. O premieră pentru România este Major Lazer. Single-ul Lean On a ajuns la 1 miliard 600 de milioane de streamuri pe Spotify, în timp ce pe YouTube clipul oficial a trecut de 3 miliarde de vizualizări. Și artista britanică Anne Marie vine pentru prima dată în România.
În schimb, faimosul David Guetta se întoarce pe scena principală a festivalului RG Easy, vine pentru a doua oară în România, după ce, în urmă cu 3 ani, a participat la festivalul Never See. La rândul său, Kygo, unul dintre cei mai apreciați și așteptați artiști, pregătește un show deosebit. Versiunea cover a piesei Higher Love a ajuns pe locul 1 în clasamentul Billboard și s-a auzit la radiourile din întreaga lume. Anul acesta și-au confirmat prezența la Cluj, inclusiv Don Diablo, Morten, Above and Beyond. Încercăm de fiecare dată să avem un mix cât mai bun de artiști, de genuri muzicale, tocmai pentru că știm că există oameni care gustă diverse genuri muzicale. Fără îndoială va fi din nou cel mai sigur loc public din România în cele 4 zile, asta pentru că am demonstrat în 2021 că putem organiza festivalul chiar și în condiții de pandemie. Cred că cel mai pesimist scenariu în 2022 va fi practic cel mai optimist scenariu din 2021. Și dacă ne luăm după semnalele pe care ni le oferă și autoritățile, lucrurile vor sta mult mai bine în vară și vom vorbi de o perioadă mult mai relaxată. Festivalul Untold este programat între 4 și 7 august la Cluj-Napoca. Dune, West Side Story și The Power of the Dog vor lupta acer pentru premiile Oscar de anul acesta. La rândul său, Steven Spielberg tocmai și-a înscris a 11-a nominalizare la categoria cel mai bun film al anului, un record în istoria celei de-a 7 arte. Statuetele Oscar vor fi decernate pe 27 martie. Here are the nominees for Best Picture. Belfast. Coda. Don't Look Up. Drive My Car. Dune. King Richard. Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog, and West Side Story. Dune, o producție SF grandioasă, lansată simultan în cinematografe și pe internet, a obținut numai puțin de 10 nominalizări, inclusiv la categoriile cel mai bun lungmetraj și cel mai bun regizor, dar și pentru mai multe categorii tehnice. Chiar mai multe nominalizări, 11 a strâns The Power of the Dog, un western cu accente sumbre și psihologice. Regizoarea peliculei, neozeelandeza Jane Campion, a scris istorie ca prima femeie care obține 2 nominalizări la Oscarul pentru cel mai bun regizor la 28 de ani după pelicula The Piano. Achievement in directing, Kenneth Branagh, Belfast. Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car. Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Jane Campion, The Power of the Dog. And Steven Spielberg, West Side Story. Remake-ul West Side Story, în regia lui Steven Spielberg, a primit elogii pentru realizările sale tehnice și coreografice și a adunat astăzi 7 nominalizări. Belfast, un film în regia lui Kenneth Branagh, inspirat din tinerețea sa petrecută în contextul violențelor din Irlanda de Nord în anii 60, a găsit susținători la Hollywood în rândul celor care caută o poveste despre familie și solidaritate. La categoria interpretare masculină, Will Smith, care îl joacă în King Richard pe tatăl campioanelor Serena și Venus Williams, își va disputa trofeul cu Benedict Cumberbatch pentru interpretarea cowboyului din The Power of the Dog. The nominees for performance by an actor in a leading role are Javier Bardem in Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch in The Power of the Dog, Andrew Garfield in Tick, Tick, Boom, Will Smith in King Richard, and Denzel Washington in The Tragedy of Macbeth. Competiția este acerbă și în rândul actrițelor. The nominees for performance by an actress in a leading role. Jessica Chastain in The Eyes of Tammy Faye. Olivia Colman in The Lost Daughter. Penelope Cruz in Parallel Mothers. Nicole Kidman in Being the Ricardos. And Kristen Stewart in Spencer. Ca în fiecare an, în ajun au fost anunțate și nominalizările pentru Zmeura de Aur, trofeul care parodiază celebrele distincții hollywoodiene prin recompensarea celor mai proaste filme și a celor mai slabe interpretări actoricești. Organizatorii galei satirice s-au simțit obligați să creeze o categorie aparte intitulată Cele mai proaste interpretări ale lui Bruce Willis într-un film din 2021. Vor avea de ales între numai puțin de 8 filme cu Bruce Willis nominalizate la Zmeura Rușinii. Înainte de final, vă spunem că mai mulți cimpanzei au fost surprinși aplicând insecte pe propriile răni ori pe rănile altora, posibil ca formă de medicație. Observația a fost făcută de oamenii de știință în Parcul Național din Gabon, în vestul continentului african. Sub lupă este o comunitate de 45 de exemplare de cimpanzei. În decurs de 15 luni au fost sesizate 76 de situații în care primatele au folosit insecte, sugerând că acestea cunosc efectul antiseptic ori antiinflamatoriu al insectelor. Oamenii le-au folosit în același scop încă de pe la 1400 înaintea erei noastre. Cercetătorii nu exclud totuși să fie un comportament învățat de la oameni.